Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre protestele organizate de Partidul Socialiștilor în Republica Moldova pe parcursul zilei de ieri în trei mari orașe ale țării. Despre însemnătatea acestui eveniment, dar și despre impactul pe care îl au, vom încerca să discutăm împreună cu invitații ediției, care sunt Oleg Lipski, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Pavel Medrigan, avocat, bună seara, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Domnule Lipski, ce s-a dorit a transmite prin aceste manifestări pe care le-ați desfășurat în trei raioane ale Republicii Moldova? Prin aceste manifestări, noi în primul rând am arătat susținerea președintelui și poziției lui. Noi am arătat că referendumul care trebuia să fie pe data de 24, care a fost anulat de Curtea Constituțională, el totuși, oamenii au dorit așa ceva. Oamenii au dorit ca să se exprime pe acele probleme care erau descrise în lista acestui referendum. Oamenii au ieșit în la aceste manifestații și se simțea că ei vor să fie auziți. Asta este principalul ce era în aceste manifestații de ieri. Oamenii s-au exprimat, au vorbit liber despre ceea ce vor ei. Ei vor ca țara aceasta să iasă pe o cale bună, pe o cale de dezvoltare economică și ei înțeleg că numai datorită în acest caz, când este așa un blocaj politic, unica ieșire din situație este de a da puterea și executivă președintelui țării. Iar că asta este principala idee acestui miting. Domnule Medrigan, în ultimele luni s-a accentuat discuția axată pe faptul președintele ar trebui să aibă mai multe posibilități, ar trebui să întreprindă mai multe, guvernul până la urmă are o altă viziune, parlamentul. Manifestarea de ieri de la Cahul, la Nini Noi și de la Bălți, în care, potrivit datelor oficiale, au ieșit aproximativ 20.000 de concetățeni de ai noștri într-o susținere a președintelui Dodon. Cum ar trebui să fie înțeleasă ea? Să începem, dar eu știu, astfel de manifestații, care sunt esența lor? Da. Esența lor este poziția cetățenului sau unui grup, zicem, de cetățeni, nu putem să zicem toți, da? Da. Acest semnal sau această poziție, pentru cine? Și în primul rând, pentru guvernare. Asta este în toată lumea. Manifestații se fac nu numai la noi, nu numai la noi, mitinguri, greve și așa mai departe. Deci, aceasta este un semnal, o poziție a unui bune părți din societate. Doi, care este mesajul astfel de manifestație? Fiindcă noi de mult așteptăm astfel de semnale din partea sindicatelor, da? Iată, avem multe probleme cu salarii, cu locul de muncă. Văd că sindicatele tare nu se avântă în manifestație, fiindcă repet, manifestațiile în toată lumea și ele au esență de a transmite acest mesaj. De ce trebuie transmis acest mesaj? Fiindcă vin alegerile și atunci cetățenii au tot temeiul să sancționeze puterea dacă nu reacționează la un semnal sau o poziție. Iată, în cazul dat, acesta a fost organizat de un partid politic. Liderul, sau zicem, fiindcă domnul Dodon nu este acum membru de partid, dar susținut, partidul a susținut poziția domnului președinte. Deci a invocat că acele întrebări care a solicitat domnul președinte la un referendum consultativ au importanță. Au importanță și îi afectează sau ar vrea ca aceste chestiuni să fie discutate. Fiindcă, încă o dată repet, este vorba de un referendum consultativ, adică mai este pași de făcut până a materializa această doleanță. Pe unele întrebări din aceste patru, într-adevăr, am putea discuta din punct de vedere juridic. Însă, primul cu miliardul, da, eu cred că undeva în jurul 90%, inclusiv eu, în calitate de cetățean, în calitate de contribuabil, în primul rând, fiindcă eu plătesc impozite pentru corpul legislativ care trebuie să adopte legi în favoarea mea, da? În interesul poporului și a cetățeanului, ceea ce nu este. Doi, eu consider că este injust
ca în urma acțiunilor unor persoane ilicite, ca toată povara aceasta să fie pe umerii cetățenilor. Și a treia, și mai indignant, aș zice că, iată măsurile care se iau de guvernare, inclusiv așa numitele dosare penale, deci nu apropie nici pe aproape, nici pe departe returnarea acestor bani, fiindcă, bun, zicem, a fost adoptată legea, ea nu este bună. Dar în același timp, din contul la cei care au furat miliardul, se întorc banii. Păi atunci noi am putea să revenim. Domnule teoretic, de... măcar. Teoretic. Domnule Dirgan, dar ce facem cu Crawl 2? De ce nu e publicat? De ce se trăgânează? El poate face lumină cu toate că cineva deci, zicea că e beletristic acolo. Eu, deși am pornit de la manifestație, fiindcă da. Cu cât mai mult noi, și am în vedere nu numai partidele politice, fiindcă dacă luăm toate partidele politice, membrii toate în cumul, e undeva vreo 100.000, nu mai mult. Noi suntem mai mult de 3 milioane. Dacă noi cât mai multe manifestații pe o platformă cât mai largă, inclusiv partide cu diferite viziuni, dacă am zice că nu, noi nu vrem așa să fie decis. Iată în ce constă această manifestație și poziția cetățenilor pentru unele decizii injuste ale guvernanților. Și consider că aici este o... un punct destul de dureros și sensibil pentru cetățeni și consider că noi pentru astfel de chestiuni care urmau să fie discutate la referendum încă avem tot temei să facem încă multe, multe manifestații. Domnule Lipski, haideți să vedem, spunea și domnul Medrigan, era vorba de 4 chestiuni ce urmau a fi consultate împreună cu poporul, era vorba de, privind anularea legii ce pune pe umerii cetățenilor miliardul furat, privind extinderea împuternicirilor președintelui, reducerea numărului de deputați în Parlament și privind introducerea disciplinii istoria Moldovei în școli. Haideți, eu aș vrea să ne oprim la cel de-al doilea, în mod special, să vorbim despre extinderea împuternicirilor președintelui. Astăzi, în condițiile Republicii Moldova, a unei țări parlamentare, împuternicirile președintelui sunt limitate? Împuternicirile președintelui sunt, se încearcă să fie limitate mai departe. Deci e vorba când a fost scos de sub controlul președintelui SIS-ul, când paza de stat a fost scoasă. Acum se face, se tinde să se fie scoasă și armate de sub de sub controlul președintelui. Asta nu e normal. Asta nu e normal și este, cum s-ar zice, fiecare forță ea întâmpină altă forță care vine în întâmpinarea ei. Deci în cazul acesta, noi vedem dacă așa, atunci noi vedem că președintele invers, el trebuie să mai aibă împuterniciri care trebuie să ducă țara asta la ceva mai bun, mai spre o normalitate. Fiindcă noi vedem că se spune foarte mult, mă întorc puțin totuși la miliard, mă rog, da? Da. Unde o să fie întors acest miliard? Unde? În Banca Națională a Moldovei. A cui e Banca Națională a Moldovei atunci dacă noi trebuie să impunem pe oameni să scoatem impozitele de la om, să ducem la Banca Națională a Moldovei? Pentru ce atunci? Pentru ce servește această bancă dacă banii o să fie duși acolo și o să fie scoși din țară, până la sfârșit o să fie scoși în niște rezerve valutare care... Unde sunt aceste rezerve? În băncile străine se află. Și atunci care e sensul? În loc ca banii să lucreze în economie, noi îi scoatem și îi ducem undeva. În același timp, oamenii în loc de acest miliard, în timpul celor care este 25 de ani, acolo dacă nu mă înșel, 2 miliarde aproape, trebuie să întoarcă înapoi. Care e sensul? Să scoatem din buzunarul omului nostru acești bani. Și asta tot este un moment, fiindcă dacă noi îi dăm o puternicire președintelui în cazul acesta, noi vedem că un om, un președinte, o forță, răspunde și are și posibilitatea ceva să facă. În cazul acesta, noi ajungem la situația cu Parlamentul și cu Guvernul. Știți când era Юмарист Райкин, care spunea, кто шил костюм? Пред пуговицам претензий нет.
есть, нет. Но кто шил костюм? Деci ситуация дезаструасă. Dar noi când ne uităm la o instituție, ea spune, noi am făcut ce trebuia să facem, ea că până aici. Alte instituții, ea că noi am făcut tot ce trebuia să facem de aici. Dar între voi, e un vid. Cine trebuie să ocupe cu această situație? Deci, în cazul acesta, noi vedem că trebuie să fie în țară un stăpân. Da, poate așa sună, poate grosolan, dar până la sfârșit așa este, un președinte care el e ales. În situația aceasta, doar președintele e ales de 52% a alegătorilor, da, care au venit la aici vot. Aici vreau să ajung să-l întreb pe, da, domnul Medrigan. Domnul Medrigan, spuneți-mi, vă rog, prin limitarea drepturilor președintelui, ignorăm cei 830.000 aproximativ de concetățeni care l-au împuternicit pe președinte? Ce facem până la urmă? Unde este legitimitatea? Pe de o parte este ales de popor, pe de altă parte nu-și poate duce la bun sfârșit promisiunile făcute. Eu cer scuze, da, două cuvinte. Vă rog. Eu cer scuze, domnule Medrigan. Da, spuneți. Două cuvinte. Vreau să aduc aminte că parlamentul, structura parlamentului care a fost aleasă pe liste de partid era cu totul alta. Și în cazul acesta, care legitimitate, da, poate fi vorba, da, acestui parlament și comparăm cu ceea ce are președinte la moment. Da. E ca asta, domnule Drăgan, vă rog, spuneți. Dacă îmi faci o retrospectivă, noi pe parcursul nostru scurt istoric am avut Republică prezidențială, semiprezidențială și acum, da, suntem în Republică parlamentară. Știți, nu suntem noi unici în Europa sau în lume. Sunt diferite forme semiprezidențiale și așa mai departe. De ce cetățenii într-o mare parte sunt indignați și zicem că ar fi o soluție dacă am da mai mult de împuterniciri președintelui? Noi suntem indignați de faptul că Parlamentul lucrează rău. Dacă lucra Parlamentul bine, păi președintele, noi am avut un președinte care nici nu se știa că este în țară sau nu e. Așa era. Nu s-a întâmplat nimic. Deci nu-i problema numai în institut. Este important și personalitatea care este în această funcție. Fiindcă chiar și cu acele împuterniciri limitate, dacă ar avea o poziție activă, da, ar fi o altă chestie. Avem un alt exemplu, Vladimir Nicolaevici Voronin, președinte, într-o republică parlamentară. Ce spunea domnul Voronin, așa era. Fiindcă președintele, în cazul ăsta, avea și o majoritate parlamentară și aici erau toate puterile. Legislativă, executivă și președinția, cu aceleași împuterniciri, de fapt. Deci noi avem un exemplu negativ de conlucrare a puterilor. Un exemplu negativ. Și iată chestia aceasta cu semiprezidențială, cu limitări, aceasta vine dintr-o tradiție. Domnule Drăgan, ați făcut referire la Vladimir Voronin, dar haideți să vedem. Actualul Parlament, după alegeri, se controla aproximativ în felul următor. Pot greși anumite cifre, dar esența asta este următoarea. 25% socialiștii, 15% democrații, care mai târziu, nu știu, caut cuvântul corect ca să vorbesc despre migrație, și au format guvernul. Nu era logic ca socialiștii împreună cu altcineva să formeze acel guvern? De ce revin? Da? Că venim dintr-o tradiție. Iată, ieri, spuneți, au fost alegeri în Germania. Da? Adânși este stabilit partidul care, da, a cele mai multe, începe discuțiile de formare a guvernului. De asta și vorbesc. Da, deci dacă era după principiul ca în Germania la noi, Partidul Socialiștilor trebuia să înceapă tratative cu alte partide. Și a doua chestiune foarte importantă, că dacă se propune la unele partide, de obicei nu refuză. Fiindcă la noi ce s-a întâmplat? La noi este un partid care poate să iei 40% și celălalt refuză. Special. Deci asta, deci vine dintr-o cultură. Fiindcă de obicei nu refuză nimeni când îi propune să fie la guvernare. Fiindcă fiecare partid politic se manifestă cum? Când vine la guvernare, promovează niște strategii, niște reforme, fiindcă trebuie să ai tribuna. Ca să promovezi ceva, trebuie să ai și posibilități, să ai mecanismele puterii. Iată că Partidul Socialiștilor, într-adevăr, a luat cele mai multe mandate, însă neavând la noi această tradiție și stipulare în lege, au format alții majoritatea.
Ce se referă la traseismul politic, eu am scris și articole, deci este o situație foarte negativă, nu din simplu moment sau motiv că trec dintr-o fracțiune în alta și în alte țări trec. Este deplorabil modul în care se face. Fiindcă uitați-vă, orice membru când aderă la un partid, scrie cerere, da? Rog să fiu primit în Partidul Liberal, spre exemplu, da? Sunt de acord cu statutul, da? Și cu programul. Acum cred că tot mai puțin o să, păi o să scrie la Liberal. Dacă nu-ți place statutul și programul, ai plecat din partid, nu? Cam așa trebuie să fie. Dacă ai venit în partid, zici, sunt de acord cu statutul și programul. Da. Dacă ai aderat la un partid, ești membru, ești obligat. Dacă nu, ai părăsit partidul, pur și simplu. Nu atunci când ai nimerit în Parlament pe listele și prin încrederea acordată de cetățeni și acolo în cec ați face mendrele tale. Și doi, uitați-vă la o mare parte din acești deputați care au trecut. Toți au probleme, fiindcă de bună voie, uitați-vă, toți care au fugit pe România, pe urmă declară că nu mai sunt. Deci s-a pregătit cât de cât material pentru aceste persoane și au pus dilema. Ori ieși din fracțiune, ori să fie acolo. Știm noi, sunt unele metode mult mai simple. Dacă ar fi niște deputați curați și principiali, n-ar avea. Eu am venit cu partidul, la urma urmei. Dacă nu-mi place linia partidului care se promovează prin fracțiunea parlamentară, pur și simplu, noi avem așa exemple când cineva a depus mandatul de deputat și a plecat cu totul. Îndeopște a plecat din politică, zic, nu mai vreau un politic. Și iată, acest lucru este cel mai onorabil până la urmă. Este un exemplu onorabil, într-adevăr. Nu, n-am fost eu bineveniți, zicem, în echipa, mă duc și mă ocup cu altceva. Iată că calitatea la politicienii noștri, părere de rău, este foarte joasă. Domnilor invitați, ne-am propus să aflăm și punctul de vedere altor partide raportat la evenimentul desfășurat de ieri și tocmai s-a întâmplat așa că am încercat să intrăm în apel telefonic cu vicepreședintele Partidului Liberal. Este o simplă coincidență. Domnul Valeriu Munteanu, pe care îl salutăm, încercăm să aflăm de la regie dacă deja avem apelul telefonic făcut cu domnia sa. După aceea continuăm discuția în studio. Se pare că este domnul Munteanu. Spuneam că vom încerca să... Alo, bună seara! Bună seara! Domnule Munteanu, Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi încercăm să discutăm despre protestele pe care le-au organizat cei din Partidul Socialiștilor în trei raioane ale Republicii Moldova, într-o susținere a președintelui Dodon și cererea unor împuterniciri mai largi pentru acesta. Care este poziția Partidului Liberal raportată la acest eveniment? Este nevoie de mai multe împuterniciri pentru președintele țării? Igor Dodon s-a subordonat pe sine și Partidul Socialiștilor interesilor Partidului Democrat, iar acest exercițiu realizat în acest weekend este desprins din scenariul autumnal de umplere a opiniei publice cu deziderate de șase. Din neavânt ce face între pește și alergat în prejurul degetului, Igor Dodon încearcă să inventeze scuze pentru care nu reușește să-și deschide atribuțiile și acele promisiuni pe care le-a făcut în campania electorală. Iată că așezându-se la masă cu PD-ul, de comun acord au elaborat această strategie de a cere Igor Dodon mai multe competențe, plângându-se că nu are competențe. Iar la rândul său PD-ul va solicita cel mai probabil reducerea competențelor actuale ale președintelui, în acest fel încercând să paraziteze pe nefăcând nimic și încercând să umple golurile din domnule Munteanu, foarte mult s-a discutat chestiunea ce ține de ministrul apărării. Până la urmă, m-ar interesa și această întrebare a venit din partea mai multor personalități. Președintele, în aceste cazuri, rămâne a fi unul doar de protocol, pentru că legea stipula că de două ori este înaintat aceeași persoană posibil și președintele ar trebui să cadă de acord.
Vorbim de am verificat funcționalitatea acestui principiu sau acestui mecanism, am verificat funcționarea acestui mecanism constituțional în toate statele europene cu constituții specifice Republicii Moldova. În toate, fără excepții, există aceleași mecanisme când legiuitorul constituant a inserat în constituție niște mecanisme de echilibru între mai multe puteri ale statului. Ori președintele este obligat, având în vedere care competențe executive limitate, iar guvernul este cel care și-a asumat și programul și respectiv trebuie să aibă capacitatea să-și asume și cabinetul de ministri, președintele este obligat din cea de-a doua încercare să realizeze solicitarea care a venit de la guvern. Iar nesupunerea este o încălcare a Constituției. Nu vă faceți griji și acest lucru cu siguranță este o înțelegere între PD și PCRM. PD-ul va merge la Curtea Constituțională care îi va dezlega mâinile lui Igor Dodon, care a încercat să iasă frumos din această chestie. Domnule Munteanu, domnul deputat Lips chiar o întrebare către dumneavoastră. Vă rog să-l ascultăm. Da, dar eu vă ascult cu cea mai mare. Da. Domnul Munteanu, bună ziua. Eu înțeleg că ați avut experiență în alianță de așa ședință, nu știu, în noapte, în seară, în dimineață, despre care ați vorbit nou aici. Dar vreau să înțeleg. Data asta, cine a asistat? Că știți toate amănuntele despre proteste, despre cine le-a stabilit. Aveți fapte concrete, poate? Cineva a asistat din colegii dumneavoastră? Eu vreau să înțeleg, fiindcă știți, noi putem multe să spunem, dar până la sfârșit trebuie să ne bazăm pe fapte concrete. Vă rog domnule frumos. Levitski, eu înțeleg frustrările și nemulțumirea dumneavoastră, pentru că cel mai probabil ați ajuns sincer în Partidul Socialiștilor și credeți în dezideratele pe care vi le vinde Igor Dodon, dar din păcate trebuie să înțelegeți... Domnul Tean, nu întrebare în mine. Spuneți-mă, rog, dacă aveți fapte. Fapte concrete, spuneți, vă rog, scurt. Dumneavoastră, cu siguranță, domnule deputat, ați înțeles gradul de subordonare al PSRM-ului față de PD de la cotitura privind votarea votului mix, când Igor Dodon a venit și v-a legat mâinile și v-a obligat pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră. Domnul Munteanu are o experiență mare politică, eu înțeleg, dar totuși la întrebare n-ați răspuns. Eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică, vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul. Da, eu vă salut, sănătate toată lumea. O zi bună. Domnule Medregan, haideți să continuăm cele pe care am început. Până la urmă se fac declarații de dragul declarațiilor, se încearcă a aduce vina unul împotriva celuilalt. Haideți să vedem ce se întâmplă până la urmă cu împuternicirile acestea ale președintelui care se tot limitează. Vă rog. La acest comentariu fiecare cu frustrările lor. Da? Eu înțeleg Partidul Liberal acum. Colegii noștri din presă scriau azi dimineață că încă 3 deputați ar putea părăsi fracțiunea. Nu, o să rămână, cred că domnul Ghimpu și eu știu că cineva mai rămânea. Cu toate că ceva timp în urmă zicea că la noi e beton, e železă, beton, țineți minte, da? Beton și alianța și da, prima și zicea că noi, iată că ceea ce vorbesc domnii, nu vreau să-i nominalizez, nu e așa. Adică pe cine să creadă cetățenii, pe dânsii sau pe alții care într-adevăr au această susținere masivă atât a partidului cât și a președintelui. Da? Cine pe cine reprezintă acum? Domnule Medregan, dacă să aruncăm o privire în urmă, Șpileu a votat împreună cu democrații multe chestii. Păi da, că ei nu vor să-și aducă aminte când ei chipurile îmblau și cerșau câte ceva, unele funcții. Dar chipurile, că iată, s-au înțeles Partidul Democrat. Vreau să le aduc aminte la unii, viața politică așa este. Așa e în toată lumea. Cei care nu sunt capabili să discute, să negocieze în politică, nu au ce face. Iată, chiar în Germania, ați văzut aseară, chiar și astăzi, au aderat, au intrat în Parlament 6 partide. Și unele cu 10%, cu 12%, încearcă această discuție. Iată că la noi, că dacă discută cineva cumva despre ceva, aproape că este o crimă, ceea ce nu este corect. Da, unele poziții la unele partide poate să coincidă, iar unele poate să nu coincidă. Păi atunci se apropie pe punctele care coincid. Și vreau să le mai aduc aminte că este interesul. Ce mișcă tot în lume? Interesul. Și așa este și în politică. Prin urmare, incapacitatea de a discuta și a găsi o soluție
care n-ar fi chiar și cu adversare. Orice război se termină cu pace până la urmă, nu? Deci e acest antagonism că iată ăștia au discutat cu aceia, dar lasă discute cât mai mult. Dacă discutau, poate veneau și liberalii la meeting, dacă îi doreau un cot de miliardul furat, da? Vineau să zice, oameni, noi cu socialiștii nu suntem de acord. Noi cu domnul Dodon nu suntem de acord. Dar ce se referă la miliard, noi suntem de acord. Iată coloanele noastre. Dar de ce nu a fost niciun partid? Chiar ați furat întrebarea, că vroiam să vă adresez. Așa este tradiția noastră în partide, cu toate că vrem multe partide și avem mai mult de 40 de partide. Fiecare partid, așa este tradiția noastră, până ce consider că adevărul e după dânsul în ultima instanță și toți trebuie în jurul lui. El trebuie să fie primul, numărul unu. Deci această apropiere sau crearea unor alianțe, fie, zicem, electorale sau post și așa mai departe, sau apropierea de unei poziții, nu se vrea. Toți luptă unul cu altul acum. Uitați, sunt trei mari grupuri. Cine? Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Maia Sandu cu platforma, da. Deci toți luptă unul cu altul. Toți între dânsii, cu toate că toți zic pentru cetățeanul nostru, pentru binele lui. Și toți luptă unul cu altul în loc să găsească unele puncte de reper împreună, dar miliardul, eu cred că ar trebui să-i unească pe toți. Acolo. Iată că nu vor. Da, spuneți, domnule. Puțin nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Dregan. Noi, când a fost manifestațiile platformei, da, noi am participat. Și chiar colegii noștri au ținut cuvântarea de pe scenă atunci. Noi eram deschiși pentru atunci colaborare. Atunci era alegere anticipată, era un pic... Eram deschiși pentru colaborare. Nu era nicio problemă, eram deschiși, dar până la sfârșit s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și acum în loc să fie atacată guvernarea din partea acestei a treia grupări despre care a spus doamna Sandu și platforma, da, domnul Năstase, este atacat președintele. Și încă un moment principal. La noi nu se atacă ideile, la noi se atacă persoanele. Și asta tot nu e normal. Fiindcă când se atacă, tu poți să spui de 100 de ori că nu-ți place omul, dar pentru ce? Pentru spune despre ce fapte. Și iacă când eu aud, iacă de exemplu cum domnul Munteanu a spus că iacă au fost, ei au stat la masă, au stabilit, tu fapte concrete n-ai. Tu așa te-ai gândit că poate așa s-a întâmplat, dar poate nu s-a întâmplat. Posibil scenariu, da? Da, posibil s-a întâmplat, dar tu de unde știi? Tu de unde știi? Tu dacă ceva spui, trebuie să răspunzi pentru cuvintele tale. Dacă ai pronunțat asta, atunci trebuie să vii cu dovezi concrete. Ia că eu am așa informație, că cine cu cine a negociat. Dar așa, pur și simplu, asta zbârfie, asta nu e informație. Ce scuze poate de... Da, domnule Dregan, eu vroiam un pic să ne oprim la Curtea Constituțională, care a anulat plebiscitul inițiat de președinte, care urma să aibă loc ieri. Întrebarea mea e foarte simplă și cineva poate ar zice că este un albea și a banalului. Ce se întâmplă cu Curtea Constituțională? Eu nu sunt medic. Frumos spus. Noi am criticat de multe ori, eu personal vreo 5-6 hotărâri foarte dubioase, începând cu articolul 13, cu cazul Filat, da? Filat are ce are, dar acea hotărâre nici pe departe nu este corectă. Cu modificările referitor la alegerea președintelui Vârsta, deci încă o dată repet ca să fie clar. Curtea Constituțională își depășește împuternicirile sale stipulate în Constituție. Deci prima ce și-o face în toată lumea, nu numai la noi, deci verifică dacă corespunde sau este în concordanță cu Constituția a actele normative adoptate. Am în vedere legile și hotărârile. Asta e prima. Da? Și în unele cazuri poate să dea tălmăcire dacă nu este o claritate. Însă, în cazul când nu este claritate, Curtea Constituțională nu mai invocă că este o neclaritate și respectiv o remite legiuitorului. Ca legiuitorului, având împuternicirile cetățeanului, fiindcă noi am delegat puterea. Noi, Curtei Constituționale, n-am delegat puterea, nici nu este aleasă, nici n-am delegat. Deci nu are dreptul Curtea Constituțională să creeze norme, ceea ce a făcut-o.
Prin aceasta și-a depășit atribuțiile și evident că în unele cazuri este cu iz politic în favoarea, în favoarea guvernării. Dar creează precedente. Și aceasta este pericolul, că de multe ori se sesizează pe un subiect și se dă tălmăcire pentru unele chestii care în deopște nici n-au fost spuse. Își lărgește și chipurile ceea ce zicem noi așa va fi. Deci în cazul dat trebuie să revenim iarăși la cadrul legal a Curții Constituționale și repet încă o dată, puterea aparține poporului, poporului care o exercită în mod direct prin referendum sau prin reprezentanții săi, adică deputații. Curtea Constituțională nu are împuternicire. Prin urmare, trebuie să fie prevăzut un mecanism că legiuitorul, dacă nu este de acord cu hotărârea Curții Constituționale, da? Ea este, stimați deputați, noi am semnalat că este o problemă. Iată în ce constă problema. Da? Deci, articolul cutare, cutare, și aici corpul legislativ intervine. Numai Parlamentul poate modifica o lege sau altul, abroga și așa mai departe. Asta este competența constituțională. Ceea ce face astăzi Curtea Constituțională este nici pe departe legal și chiar am discutat cu alți experți în cadrul conferințelor internaționale, noi la universitate, este cam miră cum la, noi, posibil, cum da? La noi Curtea Constituțională merge așa direct prin grădină, pe unde vrea, deci tălmăcește așa cum... Deci, regula generală este Curtea Constituțională nu poate spune mai mult decât legiuitorul. Asta e scris în toată lumea. Nu poate spune mai mult. Poate să interpreteze undeva, dar legiuitorul, acela emană puterea, voința poporului. Iată că la noi acest paradox și este foarte periculos, fiindcă cineva contestă, dă niște tălmăciri, niște hotărâri nici pe departe, dar ultima îndeopște că trebuie republicată Constituția cu următorul text. Da, asta nici pe departe nu este competența. Deci a intrat în câmpul legal a legislativului. Prin urmare, aici în afară de împuternicirile președintelui și așa mai departe, avem încă o problemă foarte serioasă, fiindcă orice lege poate să fie contestată de cineva și Curtea Constituțională de niște motive destul de superficiale, fiindcă eu, dacă îmi permiți un minut, spuneți. Iată o astfel de sesizare a fost și în România la Curtea Constituțională, că dacă președintele României are dreptul să inițieze referendum consultativ pe unele chestiuni, tot așa, care sunt de modificarea Constituției sau nu, și Curtea Constituțională, am scris un articol, va fi publicat, Curtea Constituțională României, zice, nimeni nu poate să interzică președintelui ca să stabilească ce este de importanță națională sau nu. Aceasta este competența exclusivă a președintelui. Adică dacă ai noștri de la Curtea Constituțională ar citi un pic, da? Adică aceasta este opinia cetățenilor. Cum a să fie folosită această opinie? Fiindcă, cu părere de rău, dacă țineți minte, această prerogativă sau împuternicire de inițiativă legislativă a președintelui a fost exclusă. Președintele nu are dreptul acum la modificarea Constituției, oare numai guvernul și așa mai departe. Și asta nu de mulți ani în urmă a fost exclusă. Prin urmare, aceasta putea să fie folosită de diferite și de partide și de alți subiecti, însă însăși subiectul este destul de important. Domnule Lipski, domnule Drăgan, ceva mai devreme făcea referire la faptul că Parlamentul nu este funcțional. În cele patru chestiuni care urmau să fie consultate cu poporul era și reducerea numărului de deputați în Parlament. S-a tot discutat o cifră, unii speculau că e vorba de 71, poate asta mai puțin ne interesează, dar vreau să vă întreb, e problema numărul de deputați? Deci problema ca atare poate nu este numărul de deputați, dar este altă problemă. Populația se micșorează în țară și ca atare, deci ponderea materială care este folosită pentru întreținerea acestui parlament se primește că ea este mai mare pe fiecare om deja decât era.
Și în cazul acesta este, cred că, dacă toți economisesc, oamenii de rând sunt nevoiți să economisească în viața lor banii pentru a se întreține, deci pentru a ajunge pentru viața, pentru viața lui, pentru trai, atunci e și normal ca și statul să vină cu niște economii. Și în cazul acesta e destul de normal dacă noi schimbăm numărul de deputați în Parlament. Asta înseamnă o scădere de cheltuieli destul de serioasă. Până la sfârșit. Eu nu pot să numesc acum cifra, dar totuși este ceva destul de serios. Asta și întreținerea, asta și salariul, asta și automobilele, asta și întreținerea automobililor și așa mai departe. Deci e normal. E normal. Dacă noi vrem să economisim sau altă variantă, trebuie să dezvoltăm țara, să mărim populația, să ridicăm economia ca să avem de unde să întreținem și Parlamentul. În ultima ședință a Parlamentului, liderul PL spunea sau a cerut colegilor ca să fie susținut în ideea de suspendare a președintelui. Până la urmă, lucrurile stau atât de simple. Un președinte poate fi suspendat atunci când cere... Colegii dumneavoastră s-au pronunțat la acest capitol. Eu înțeleg de ce domnul Ghimpu el vrea să... o activitate, să se manifeste, să arăte că e activ, но прогиб, я думаю, не засчитан. Domnul Midrigan, haideți să vedem această idee cu suspendarea pe care noi tot am mai auzit-o și până la urmă unii poate o utilizează drept scop de sperietoare. Când poate fi utilizată și dacă sunt condițiile pentru a realiza acest lucru? Eu vreau câteva cuvinte referitor la numărul deputaților. Da. Spuneți. Avem un studiu comparat, adică cu alte state. Da. Într-o majoritate de state europene, deci reprezentarea în Parlament este un deputat de la 80.000 de alegători. La noi este aproape 16.000. Da? 16.000 un deputat, dacă luăm după numărul cetățenilor. Deci au și 120, 140, 150 de mii la un deputat. Doi, noi iarăși suntem nesatisfăcuți de lucrul Parlamentului și deja de mulți ani, fiindcă ei jumătate de an lucrează și jumătate nu. Deja în luna iulie pleacă, și chipurile vin în luna septembrie, da? Luna septembrie chipurile lucrează în teritoriu, da? Și revin în octombrie și lucrează până la sfârșitul lui decembrie, undeva 23-24, până la Christmas și pleacă, da? Și iarăși vin în februarie. Deci, nici pe departe, salariile, bun, zicem că nu sunt cele mai mari totuși, dar în comparație cu medicii, eficacitatea, iată, aici cuvântul este, eficacitatea acestui corp, nici pe departe. Eu nu sunt satisfăcut de lucrul lor, fiindcă noi le plătim. Da? Noi am vrea, într-adevăr, țineți minte acest scandal cu deșeurile, că iată ce facem. Până ce s-a stabilit? Că noi până în 2016 în Deoște n-am avut o lege. De mai multe ori au fost niște proiecte prezentate în Parlament și noi până la acel moment nu aveau un cadru legal, fiindcă au fost mai mulți investori care vroiau și italienii și canadienii, deci nu era foarte clar. Și de fiecare dată se duceau în vacanță, dar noi nu avem ce examina. Și rămâneau restanțele 200-250 de proiecte neexaminate. Prin urmare, este o idee bună și nu numai din punct de vedere economic. Și aceasta este. Uitați-vă la 101 deputat, sunt 160 de colaboratori. 20%, nu de mult, anul trecut, încă 20% s-a alocat mai mulți ani. Pentru ce? Da? La 101 deputați, 600, deci câte 6 persoane îmblă din urmă la acest deputat ceva. Și consilier și lucrătorul tehnic. De ce? Punct de vedere a cetățeanului, pe mine nu mă aranjează. Ori puneți pe liste oameni competenți care să poată citi legile, fiindcă pentru ce le trebuie consilier? Că trebuie să-i ducă mur în gură la unii. Unii nu pot citi. Unii deputați citesc lege și el nu știe ce e scris acolo. Da, nu poți fi competent în toate ramurile, da? În toate direcțiile. Dar măcar în domeniul în care agriculturii, da? Trebuie să fie într-adevăr. Noi vedem că unii și aceiași în sesiunile Parlamentului vorbesc cu unii și aceiași, vreo 10, nu mai mulți. Restul sunt ca mobila.
Păi de ce sunt incluși ăștia mobila aceasta pe liste, ca să stăie 4 ani de zile? Sau mai știm cum mai intră unii pe liste pentru unele sume de bani. Iată aici este problema. Ne trebuie un corp legislativ competent care vine acolo să lucreze, să lucreze și trebuie să genereze. Să genereze idei și... Domnul Lipski. Vreau aici să adaug. Eu sunt de acord cu domnul Grigan, fiindcă pentru mine era o surpriză când, da, trebuia acolo o lună de vacanță, dar noi am început prin octombrie undeva. Anul acesta iar trebuia să fie o ședință extraordinară, s-a organizat repede ședința asta ca să fie reexaminate legile reîntoarse de președinte și iar nu-i clar când o să avem ședință. Chiar acum m-am interesant, comisia o să aibă loc miercuri? Nu o să aibă loc comisia, nu-i clar. De ce? Undeva prin deplasări, prin chestii, neclaritate totală. Pe urmă, noi ne adunăm în sala de ședință, avem niște legi care nici n-au trecut prin unele comisii, deloc n-au trecut aceste legi, deci jumătate de comisii n-au trecut, oamenii nici nu sunt la curent, deputații nu sunt la curent cu aceste legi, fiindcă clar că toate legile nu pot să le studiezi, dar dacă nici n-a trecut prin comisia ta, tu, da. Și atât nu știi, fiindcă tot trebuie, vin cei de la guvern sau deputații, mai prezintă aceste legi și atunci tu ceva se poate de înțeles din asta. Și atunci ce se primește? Noi primim zeci de legi, nu noi ca atare, dar se primește zeci de legi într-o zi și încă e o practică, cred că nu e bună, tare practică e rea asta, când se discută, dar votarea o să fie la ora 13, votarea o să fie la ora 14, votarea o să fie la ora 15 și atunci jumătate de sală nu-i. S-au dus deputații, cine ascultă? Vine, iese, de exemplu, cineva din miniștri, viceministri, vorbește în sală pălăvrăgeală. Nimic nu pot să înțelegi. Nici o stimă față de acești oameni care vin să-ți prezinte legile. Și clar și jumătate de deputați nu sunt. Unde-s? Dar ei o să vină că nu o să fie ora votului. Și asta e clar. Că așa nu se poate. Nu e nicio disciplină. Dar de acolo se începe. Noi vedem, Curtea Constituțională încalcă până la sfârșit legile. Așa se poate. Eu așa înțeleg, că este încălcată legea. Se bagă nu acolo unde nu a ei, deja în treburile Parlamentului, legislativului. Parlamentul destrăbălat se poartă totuși. Nu, disciplină nu-i. Și atunci de unde să fie ceva în țara asta, să ridice economie, să fie disciplină la oameni de rând, dacă noi suntem cu păreri de rău tot acolo, arătăm că așa comportarea asta urâtă. Dar omul nu vede. Omul foarte, foarte bine vede acel om de rând ce se întâmplă în sus, în putere, cum s-ar zice. Domnul Medrugan, spuneam că mecanismul nu funcționează, dar întrebarea este următoarea. Este lipsa de inițiativă civică? Noi nu avem pârghii necesare a-i trage la răspundere pe cei care i-am delegat? Dar noi vrem. Dar noi dorim, iată și asta e o întrebare bună. Uitați-vă, unii deputați sunt așteptați în sate, dar ei nu se duc acolo. Se tem, pur și simplu, din întrebări. Fiindcă vin numai în perioada electorală, cu promisiuni, da, cu fel de fel de hârțoaje, cu promisiuni, și apoi dispar pe 4 ani. Prin urmare, este și problema noastră, cetățeanului, alegătorului, că noi prea repede uităm, da? Iată că n-au să vină la alte alegeri, trebuie să le aducem aminte, să deschidem talmutul nostru și zicem, bun, voi ați venit data trecută, iată că programul. Locuri de muncă. Bun. Câte locuri de muncă arătați ați făcut și în ce domeniu, da? Mai departe, șarja sau presiunea fiscală. Iată cum a fost până la voi, iată voi 4 ani, ce ați făcut? 1, 2, 3, 4. Și tot aici este rolul opoziției. Fiindcă să nu le permită să spună iarăși minciuni, fiindcă de obicei la noi vin cu minciuni. Deci ar fi bine și revenim la manifestații. Da, pentru că de aici început. Iarăși poziția cetățeanului, activitatea lui, fiindcă odată în 4 ani, cetățeanul, alegătorul, are posibilitatea reală să schimbe puterea. Odată măcar. Deci sunt și la alegerile locale, dar iată în acest mandat, da, în buletinul de vot, noi câteodată nu prea înțelegem esența lui. Dar aceea e foarte important. Deci, anume prin aceasta poate să fie sancționată un partid, o putere sau altă, un partid sau altul. Cetățeanul nu conștientizează. Dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să faci ceva. Inclusiv, cei care nu se isprăvesc, cei care nu și-au îndeplinit promisiunea, trebuie să fie schimbați.
au să vină tot de aceea, sau mai buni, sau mai rău. E altă chestie. Noi apreciem. Dar trebuie de dat șansă și la alții. Că dacă vin numai unii și aceiași, deci noi rămânem 4 ani de zile cu promisiuni. Și a doua, de ceea ce am început, iată că Parlamentul, noi zicem că lucrează rău, insuficient, nu conform așteptărilor. Atunci revenim într-adevăr pe platforma de discuție de a trece la o republică prezidențială. Este un pericol, trebuie de spus, că noi avem și o experiență, inclusiv și în lume, când această putere se concentrează în mâinile unei persoane. Și noi vedem că dacă e prea multă concentrată și nu este contrabalansat, un echilibru, putem acum, mai ales că la noi societatea este divizată, vine un președinte unionist și acordându-i atâta putere, putem să ne punem întrebarea, dar la ce poate să iasă? Deci este o temă de discuție, trebuie să fie și unele pârghii rezonabile, acordând unele împuterniciri, dar totuși problema rămâne. Eu am fost întotdeauna, adică nu întotdeauna, dar într-o mare parte pentru o republică parlamentară. Fiindcă totuși, cum ar fi Parlamentul, trebuie schimbat, dar acolo este o discuție. Vă închipuiți că... Se face un schimb de idei până la urmă. Vă închipuiți că un președinte primește deciziile singur într-un birou, fără discuții mari. De aceea, pe noi ne împinge în această situație spre o republică prezidențială, anume ineficacitatea Parlamentului. Fiindcă trebuie primit repede acele legi care ar permite să lucreze economia, să apere drepturile cetățenilor și să ne orientăm foarte rapid și abil în situația care se schimbă în lume. Iată că se încep aceste discuții în Parlament, cu corpul nostru care trece peste o zi. Și atunci s-ar părea că majoritatea cetățenilor este de o opinie și Parlamentul adoptă legi contrar voinței poporului. Este un nonsens. Domnule Drăgan, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Unii analiști politici consideră că acea campanie electorală din 2018 a început la 17 septembrie 2017 prin protestele organizate de cei de la PPDA și PAS. Ce părere împărtășiți? Nu. De parte nu. Este orice partid, el se pregătește a doua zi după alegeri, cum se zice. Da. Nu este o dată fixă. Este tot timpul, fiindcă așa și legea prevede, de a promova ideile. Și oricare partid, oricare cetățean trebuie să promoveze permanent. Nu să aștepte data 17 sau 27. Campania de mult s-a început. Da, este o fază mai activă, acele două luni. Dar, în principiu, trebuie să fie un lucru permanent în teritoriul cu cetățenii. Domnule Pschi, scurt. Urmează să apelați sau să cereți și punctul de vedere a Comisiei de la Veneția asupra oferirii mai multor împuternicirii președintelui? Eu am auzit că da. Din administrația președintelui această întrebare s-a discutat. Da. Domnilor, invitații, vă mulțumesc pentru prezența în studio, pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. A fost Reflector Analitic, eu sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV. Pe curând!